Bună seara, doamnelor și domnilor! E trecut de ora 7 și vă poftesc, în calitate de moderator, la o discuție cu echipa verzilor din județul Dolj. După cum vedeți, avem și o față nouă pentru transmisiune în direct. Suntem pe altă platformă decât pe Facebook Messenger, cum ne-ați văzut până acum. Sperăm că o să vă placă, o să vă fie interesant și vă prezint participații la discuție. Domnul Mihai Stoian, reprezentant al Partidului Verde din județul Dolj sau lider al organizației locale, și colegii lui Claudiu Văduva. Bună seara. Și Laurențiu Stanciu. Bună seara, bună seara, domnilor. Bună seara. Mă bucur să vă văd aici. Vă rog să ne povestiți pe rând care, în ce relație sunteți cu Partidul Verde. Înțeleg că acea organizație locală e de multișor, poate de când Partidul Verde s-a afiliat cu verzii europeni, dar dumneavoastră s-ar putea să fiți mai noi acolo, la fel cum eu am aderat la Partidul Verde abia de 2 luni de când am început să facem emisiunea asta. Vă rugăm să ne spuneți cu ce vă ocupați și de cât timp sunteți în partid. Încep eu. Bună seara, Oleg, bună seara tuturor. Numele meu este Stoian Mihai, cum mai devreme ai spus. Sunt președintele organizației județene în Partidul Verde, a Partidului Verde. Sunt în Partidul Verde din august, odată sau imediat după ce președintele nostru Florin Călinescu a intrat și a devenit președinte. Nu am făcut parte din nicio altă formațiune politică înainte de adeziunea către Partidul Verde și nici nu intenționez să mai îmi schimb orientarea curând. Ok, mulțumesc. Și cu ce vă ocupați în viața civilă, dacă până acum n-ați fost verde? Politician? Cred. În viața de zi cu zi am mai multe joburi, să zic, lucrez în vânzări ca job principal, în industria lemnului, mai exact. Ok, o să avem întrebări. Așa, și ca un job secundar lucrez în transporturi. Și ca un hobby sunt apicultor. Asta e, se vede în spatele meu. Nu era un vapor, e un camion mare cu plin cu albine. Sunteți mai aproape de ai noștri. Bun, aveți circumstanțe atenuante, ca să zic așa. Următorul. Sunt Claudiu Văduva, secretarul organizației Dolj. Tot din luna august 2019 fac parte din Familia Verde și nu am mai făcut parte din nicio formațiune politică până acum. De profesie sunt economist, la CFR lucrez și vreo 22 de ani înainte în bancă am lucrat. Fain, ați numărat banii altora. Cam așa, da. Bun. Și domnul Stanciu? Laurențiu Stanciu, și eu sunt tot nou în partid, în urma unei emisiuni văzute cu domnul Florin Călinescu și Andreea Esca la radio. Mi-au prins, adică cum să spun, parcă gândeam eu în timp ce vorbea dumnealui vis-a-vis de tot ce înseamnă Partidul Verde și linia pe care vrea să meargă. Fost militar, 15 ani prin Anglia, 9 ani prin Irak. În prezent am o gospodărie lângă Craiova. Îi spun gospodărie, nu îi spun fermă, că nu vreau să... Adică dacă suntem în Partidul Verde, suntem români, hai zicem gospodărie, că fermă e puțin mai... E mai americanesc, ca să zic așa, mai occidental. Vis-a-vis de gospodărie, de vreo 2 ani de zile încerc să o cresc pe zi ce trece. Am tot felul de animale, le cresc în modul tradițional, natural. Încerc să mă implic cât pot la mine acolo în sat, social vorbind.
Și cam atât. Fain. O să vă rugăm și pe dumneavoastră să dezvoltați tema cu gospodăria asta agricolă, dar acum, pentru că toată lumea suferă și la televizor, și la radio, și pe internet despre criza medicală, vă întreb unde, cum, în ce fel v-a prins criza. Iată, domnul stă cu spatele la prisacă, deci e cel mai favorizat că poate să se plimbe în libertate. Ceilalți care suntem în oraș, e mai dificil. Sunteți la țară, vă desfășurați activitatea. Haideți acum să vă spun. La țară se desfășoară activitatea foarte bine. Am acolo din familie care se ocupă, iar eu în prezent mă vedeți într-o cameră de hotel și sunt în Bagdad. Oha. Bun. La momentul acolo ăsta. În momentul ăsta sunt într-o cameră de hotel, ne-a prins aici pandemia, unde lucrez eu, n-am mai ajuns acasă de ceva timp, sper să ajung, iar la țară, la gospodărie, totul merge foarte bine. Ok, dar care vă sunt planurile de activitate politică? Dacă ziceți că ați venit cu oastea generalului Călinescu, ce vreți să cuceriți, ce planuri vă faceți? Că n-ați deținut până acum funcții publice, n-ați intrat în consilie sau nici măcar n-ați încercat în viața politică. Care vă este obiectivul pentru alegerile locale, primele care sunt la orizont? Numai să nu vorbiți toți odată. Da, da. Păi, organizația DOL și OLEG nu este înființată de foarte mult timp. Cam din octombrie am pus bazele. A fost mai greu până ne-am cunoscut unul cu celălalt și la momentul ăsta putem să spunem că avem în jur de 80 de membri în tot județul. Deja începusem înainte de pandemie să ne organizăm pentru alegeri. Stabilisem multe acțiuni, dar din păcate acum de-abia așteptăm să putem circula. Nu o să se organizeze alegeri fără libertate de circulație, că ar fi cam dificil, nu avem destulă infrastructură și nici cadrul legal nu ne permite colectare de semnături, campanii electorale și după aceea procesul electoral în sine, votul electronic încă nu e legalizat, chiar dacă noi verzi am fost printre primii care am cerut asta destul de hotărât. Deci ne se va permite să ne plimbăm, să umblăm, să mergem în ajun de alegeri. Sperăm că o să fie măcar la toamnă. Ca un amănunt, chiar cu, cred că erau 2-3 zile înainte de a nu mai avea voie să circulăm, Mihai, poate greșesc 2-3 zile, poate chiar o zi, două, noi tipărisem câteva mii de fluturași să începem să-i împrăștiem prin oraș. Și ne-am dus în prima seară și a doua seară au anunțat că nu mai avem voie să circulăm. S-au interzis întrunirile publice, da. Exact, exact. Și de-aia zic, așteptăm să putem circula, să putem fi văzuți în oraș și în județ. Bun, dar aveați un obiectiv, aveați un plan pe fluturaș și ce i-ați spus. Nu doar că suntem verzi și că vrem la putere. Ați zis că vreți, de exemplu, să câștigați locuri în Consiliul Local. Poate aveți și candidat la funcția de primar al orașului sau în Consiliul Județean. Care vă sunt obiectivele și ce le propuneți oamenilor? De ce le spuneți că sunteți mai buni ca ceilalți? Aici îi dau cuvântul președintelui. El e ideologul. Exact. Este atât de simplu încât noi, probabil în sinea noastră, mereu am avut sufletul verde și am fost verzi. Aveam nevoie de o energie să ne lege. În momentul de față continuăm să ne căutăm membrii și colegi și
oameni care vor să însemne în contextul în care cred că este normal ca, dacă înțelegi că a fi politician și a face politică și politica înseamnă de fapt să-ți dorești binele comunității și binele celorlalți și nu ce s-a perpetuat în ultimii 30 de ani, cam asta este mesajul. Cam acesta este mesajul și oamenii cu care intrăm în contact încercăm să le explicăm că vrem să facem lucrurile altfel, vrem să ne adunăm, să ne strângem și să începem să contăm. Iar ca să putem să contăm, nu putem să contăm dacă sunt puțini, avem nevoie de oameni peste tot, la candidați la primărie, la consilieri și așa mai departe, și în toate organizațiile Partidului Verde Dolj. Și care e situația acum? De ce vă nemulțumește și vreți să le luați locul actualilor decidenți? Ce au făcut greșit ultima vreme și cine decide acolo? Că înțeleg că Olguța a fost aleasă primară de Craiova, dar a preferat Parlamentul și în Parlament am văzut ce au făcut împreună cu Dragnea. Dar cei care i-au luat locul, ce fac de nu e bine și trebuie făcut altfel? Am înțeles că au investit într-o arenă. Roșu. Am înțeles că au investit într-o arenă sportivă, da. De parcă asta ar fi fost prioritatea într-o zonă defavorizată a țării. Că înțeleg că Oltenia, cam ca și Telermanul sau Moldova, e cam sărăcuță, nu? La nivel general de dezvoltare. Așa este. Așa văd că este. Pe hartă niciun drum direct nu există între capitală și Craiova. Totul duce fie prin Alexandria, fie prin Pitești, ricoșat, așa, de parcă n-ar fi o destinație importantă. Nu trebuie să inventăm nimic ce nu s-a inventat deja. Sunt atâtea lucruri frumoase care sunt făcute de alții și aici mă refer la străini, la țările vecine. Am avut ocazia acum câțiva ani să ajung până în Elveția și am venit de acolo cu 100 de idei pe care le-aș fi pus în practică. Deci nu, lucrurile nu le-am inventat noi și nu trebuie să le... decât să avem conștiința și interesul de a ne gândi și dorința de a face lucrurile cum trebuie și de a ne gândi la ceilalți, la comunitate. Cam despre asta este vorba în mare. Prea multă politică, între ghilimele, nu putem face, că nu suntem foarte începuți. Vom dimers, lucrurile astea sunt absolut noi pentru noi și atâta timp cât am stabilit să le facem cu coloană vertebrală și cu conștiință, sunt convins că tot ceea ce vom face, vom face numai lucruri frumoase. Deci, ce e necesar? Infrastructură sau transparență sau reducerea cadrelor angajate la stat? Că am auzit că mai mult de 1 milion de oameni lucrează la buget, inclusiv în primării, în consilii județene. Trebuie redus numărul de primării. Ce e de făcut ca soluții de la echipa dumneavoastră sau de la Verzii, pe care putem să zicem îi reprezentăm împreună? Oleg, după părerea mea și a colegilor mei, important la momentul actual nu este cât sunt în primărie angajați sau în Consiliu Județean. Important este să stopăm hoția. Hoția care s-a perpetuat peste tot. Mi-e greu să cred că primarul sau prefectul nu poate să meargă într-un spital să vadă ce nenorocire e acolo. Că el este cel care coordonează și dă banii acelui spital. Chiar mi-e greu să cred că nu poate să facă lucrul ăsta. Sau asfaltează o stradă și a doua zi o sparge din nou să bage nu știu ce conducte. Cam asta trebuie schimbat. Acea parte a conducătorilor care fură efectiv.
și nu dă voie acestui oraș sau acestui județ să se dezvolte. Zero locuri de muncă, zero infrastructură, cum ai spus și tu. Eu zero n-aș spune că sunt locuri de muncă, eu cred că au destui, măcar pentru clientela lor de partid, nu? Și este sunt clar. Locuri de muncă cu care să-i satisfacă, dar trebuie poate găsit locuri de muncă și pentru cei care sunt nevoiți să plece peste hotare. Fie corect. Din aeroportul internațional Craiova, fie cu mașina proprie, fie cu trenul sau cu autobuze de rută. Oricum, toți investitorii ne-au ocolit de 20 și ceva de ani. Deci nu mai vine nimeni să zici, dom'le, nici măcar un investitor care să dezvolte o fabrică să angajeze 50 de oameni. Nici măcar acest lucru nu se mai face. Nu de ieri, de 20-30 de ani. Toți ne ocolesc. Oare de ce? Îl salutăm pe Gabriel Ursescu, un coleg al nostru verde, care e dintre cei plecați. Cred că el a plecat din Bucovina și e plecat hăt în nordul Europei, în peninsula Scandinavă. Și e cam prezent în toate discuțiile noastre, pentru că e unul dintre cei mai activi membri ai Partidului Verde. Poate are el o părere ce fel de locuri de muncă se pot face acasă ca unul, ca el, un român ca el, să rămână acasă. Cât de bine trebuie să fie plătit sau ce altceva trebuie să mai aducă un loc de muncă bine plătit. Servus, dragilor, vă salut pe toți. Salutare, Gabriel. Servus, Mihai, servus colegii și celor care ne urmăresc. Dragilor, situația este în felul următor. Eu am făcut câteva live-uri pe această temă de mai multe ori s-am discutat și în cadrul emisiunilor Verde în Față despre această problemă a locurilor de muncă. Trebuie să pornim de la faptul că toată, să zic așa, civilizația modernă este întoarsă la 180 de grade. Și nu putem să răzvim decât dacă avem unul la mână mentalul integru și să căutăm soluții. Eu cred că timpul plângăcioșilor trebuie să dispară și să căutăm soluții. Da, pe partea de locuri de muncă eu văd un potențial extraordinar de mare pe partea de agricultură, fermieri. Una la mână. România poate să se hrănească cu ceea ce produce și mai mult decât atât poate să exporte. Bineînțeles că acest lucru nu se poate face fără efort. Știu că este greu, dar cred că cel mai bine ar fi ca fermierii și cei care au diferite afaceri, sunt antreprenori pe diferite domenii, în special pe partea rural și orașelor de provincie, să zic așa, trebuie să intre în pâine de posibil și să intre la discuții cu experți, cu experți de la Uniunea Europeană și să pună presiune și pe clasa politică, pe primării, pe consilii locale, pe consilii județene, astfel încât să se inițieze o serie de discuții. Și mai este o chestie, este un potențial de deschidere a altor afaceri, în special pe parte de servicii, fiindcă toate aceste produse făcute de fermieri, de țărani, începând de la, cum mi-i drag nouă, de fermierii care se ocupă de albine, de apicultori, vreau să zic, sunt și alte afaceri. Eu doar dau un exemplu. Și atunci acest produs trebuie să ajungă de la punctul A la punctul B. Deci se deschide o arie de servicii care nu a mai fost înainte, plus că partea de IT acum trebuie să, nu că trebuie, suntem nevoiți, dacă vrem să supraviețuim, trebuie să punem accentul pe ea, cu băncile, cu tot felul de experți, etc., etc. Bineînțeles că aceste servicii vor costa. Trebuie un minim de investiție pe acest aspect, astfel încât să fermierul, după ce a muncit, să-și vândă produsul. Și credeți-mă, dacă nu avem ce mânca, o să fie grav de tot. Păi ne avertizează și Organizația Națiunilor Unite că s-ar putea să fie o criză umanitară din cauza foamei. Nu că n-ar muri unii de foame deja de mult timp în Africa sau țări subdezvoltate, dar la noi e atât de gravă situația încât am înțeles că e și un an cu secetă. Cine urmărește evoluția? Este un an, eu urmăresc foarte
Nu foarte mult, dar sunt abonat la câteva newslettere și în special pe parte de și de politică, dacă vreți, și pe parte de civis și alte tot felul de rapoarte de la organismele internaționale. Și aici am să mă refer doar la Polonia, fiindcă ca și profil de țară, Polonia este cea care ne este cea mai apropiată, dar cu mențiunea că ei sunt ceva mai harniști, ceva mai ordonați, ceva mai mulți și reușesc să ridice situația. Eu am fost de multe ori prin Polonia și am constatat cu foarte mare plăcere și oarecum cu invidie, să zic așa, că au autostrăzi, căile ferate funcționează, serviciile lor de IT funcționează bine. Deci noi avem un potențial mare, chiar dacă este această situație datorată COVID. Noi, dacă suntem destul de bătăioși ca și nație, să zic așa, sper în al 12-lea ceas, să zic așa, că se va schimba ceva la nivel mental și vom reuși să construim autostrăzi, să construim tot felul de infrastructuri care, pe de o parte, sunt și pe dragul direcției noastre verzi, mă refer aici la căi ferate și la electrificare, cât și la partea de alimentație. Bineînțeles, un expert în domeniu vă poate spune mult mai multe pe acest lucru, dar eu am dus în discuție Polonia ca să vedeți că ei au reușit să absorbă toate, să mă rog, majoritatea fondurilor europene pe parte de infrastructură și practic zbârne. Mai mult decât atât, ei reușesc să ne vândă merele lor în România și eu nu știu cum noi nu putem vinde merele noastre la noi în țară sau de ce să nu le putem exporta. Deci vă dau un exemplu. Este o bătălie economică foarte, foarte dură și dacă nu suntem pregătiți, o vom pierde. Da. Gabriel, îmi dai voie să fac o remarcă la ce ai spus tu legat de fermieri? Da, da, vă rog. Da, da. Da, da, problema stă în felul următor. Tu gândește-te că tot ceea ce înseamnă primărie și toate forurile dintr-un județ care ar putea să ajute un fermier pentru atragerea de fonduri europene, nu fac nimic. Omul ăla se descurcă cum poate. Deci nu-l ajută statul cu nimic la momentul ăsta. Și dacă vrei să-ți dau un exemplu concret, colegul nostru care e acum în emisie, Laurențiu Stanciu, poate să spună ce grozăvenii a pățit el încercând să facă exact ce ai spus tu, o fermă cu multe lucruri românești. Exact asta vă provoacă un spectator al nostru, Horia Vascan, zice că aveți dreptate privind locurile de muncă în agricultură, dar cum o scoatem la capăt cu ăștia din UE, șefii, care n-au să vă dea voie? Ce fel de sperietoare UE? Numai puțin. Și o să dau cuvântul la colegii mei care chiar lucrează pe partea asta la modul concret. Da? Observ în ultimele luni o antagonizare pro-Uniunea Europeană, pro-Bruxelles, pro-Rusia, pro-Putin și așa mai departe, pro-naționalism, pro-nu știu cum, pro-și antei și așa mai departe. Este o capcană în care, dacă nu suntem atenți, o să cădem. Eu zic așa, fiindcă văd cazurile din Suedia și nu numai din Suedia. Întâmplarea față să fi fost în anul trecut, în vacanță cu familia în Franța, în Corsica mai ales, și spun punctual. Am fost la două supermarketuri și undeva la 30%, dacă nu chiar mai mult, din produsele făcute în Corsica se vândeau la acele supermarketuri. Să nu mai vorbim că majoritatea afacerilor mici, magazinelor mici, aveau în proporție de aproape 100% doar produse din Corsica. Și noi trebuie să adoptăm acest mod de a produce, de a vinde produsele, dar a fi și în Uniunea Europeană. A fi în Uniunea Europeană nu înseamnă a vinde doar produsele nemților și francezilor în România. Nu. Înseamnă și a vinde produse și servicii Uniunii Europeană. Dar
noi trebuie să găsim aceste căi. Dacă suntem molei, ca să fiu plastic, și stăm cu limba în gură, este clar că produsele străine vor invada piața românească. Nu că au zis cineva, ci că românul vrea să mănânce, mă înțelegeți? Dacă el nu găsește un produs românesc, va cumpăra un produs polonez sau francez la prețul care, care sau chiar va fi turcesc. Atunci. Exact, sau chiar turcesc. Deci, să fim serioși, sunt și produse românești. Hai să vorbească de oamenii din Dolj. Hai că oamenii sunt în agricultură acolo. Da, da. Deci, dumneavoastră aveți mare dreptate, dar în primul rând nu trebuie să uităm vis-a-vis de produsele românești că noi trebuie să eliminăm intermediarii de pe piață. Pentru că în momentul ăsta marile afaceri se fac, să zicem, iau de la turci, iau roșii de la turci, iau toate legumele de acolo. Se fac printr-un intermediar care, cum să spun, putem să o numim o întreagă mafie acolo, nu? Ați vorbit de produsele din Polonia, sunt de acord, polonezii fac foarte bine, Polonia, Germania face, dar dumneavoastră ați văzut și câteva emisiuni, m-am uitat pe YouTube, cum îngrașă ăia porcul acolo. Înțelegeți? Deci, cum să spun, eu de exemplu, eu acum sunt la nivel de gospodăria mea personală, e pasiune. Acum 15 ani am avut ceva mai mare și am fost dat la o parte politic. Nu vreau să intru în detalii, că nu trebuie să mă aruncăm acum. Mi-am învățat lecția, am plecat în străinătate și acum, după 15 ani, m-am întors la o pasiune a mea, creșterea animalelor. Și vă spun, în sistemul țărănesc pe care vrem noi și batem apa pe el, nu pot să fii rentabil cu puiul meu care crește în 8 luni de zile, să ajungă la 2,5 kg, 3, față de ăla care vine îngrășat, băgat pe gușe și vine în 3 luni de 4 kg. Noi trebuie să învățăm oameni. Noi, primul rând, trebuie să învățăm oamenii, adică oamenii de la oraș, să-i luăm, să-i aducem pe la noi. Eu am făcut acțiunile astea, i-am adus de la oraș, au venit, au montat niște, au plantat niște pomi fructiferi, le-am făcut o masă, le-am explicat ce și cum, au înțeles cum se face o brânză în sistemul tradițional, fix numai de la capră, nu mai bagi de la oaie, nu mai bagi de la, adică să începem să-i învățăm. Iar pe cei de la țară să încercăm să-i aducem, care sunt plecați acum la asparagus prin Germania și prin Spania, să încercăm să-i aducem, dar noi trebuie să-i aducem cu ceva concret. Nu poți să le zici, vino aici că e mai bine în România, că e aerul mai bun și găina mai are gustul mai bun. N-avem cum. Trebuie venită. Da. Apropo, adică, da, și trebuie omul să înțeleagă că dacă se duce la țară să cumpere, să știe clar că nici tanti aia, tanti Viorica, nu începe și ea să bage concentrate în pui și să-l facă și ea în 3 luni de 4 kg. Că și aici avem o problemă. Sau da, roșia, o vinzi când i-o dai cuiva, să-i spui, bă, nene, asta e roșie, dar a văzut decât apa, punct. Dar nu să te apuci cu chimicale să-i dai roșia cât lubenița, ca să concurăm cu nemții, polonezii și cu turcii. Cred că și aici este o problemă. Da, nu am, cum să spun, nu sunt eu destul de luminat prea mult vis-a-vis de treaba asta, dar cred că basic-ul ăsta, adică cum să spun, îl știu, adică l-am simțit pe pielea mea. Și am văzut lumea cum gândește. Noi trebuie să apropiem lumea la țară, în primul rând, să deschidem cooperative. Deci noi, nu, suntem, noi nu suntem uniți. E agroturismul ăsta... Am încercat să unesc la mine, marii agricultori, să-i unesc. Cine e șeful? Și să vedem ce se... Deci vă spun, oameni ca lumea care da, exact. Nu se poate uni. Noi, până nu ne unim, nu facem nimic. Nu. Știți de ce, domnule Dragă? Știți de ce? Fiindcă românii, din păcate, ei vorbesc despre unire fără a crede în acest cuvânt. Exact. Și noi plătim tributul unor mentalități foarte, foarte greșite. Noi avem impresia că dacă facem o uniune, cineva trebuie să fie neapărat șef. În România, să spunem verde în față, că ăsta este și titlul acestor emisiuni, fiecare se crede șef și nu cumva ăla să fie mai șef decât mine. Deci, exact. Și aici moare și noțiunea de solidaritate, moare noțiunea de sinceritate. Și noi trebuie să găsim, vă garantez că 2-3 oameni dintre fermieri, în acest caz, sinceri, harnici, isteți, bag în buzunar 100-200 de oameni care doar zic că vor să se unească și să facă o cooperativă. Și cred că acolo este puterea.
Deci, dacă se găsesc 2-3 fermieri dintr-o anumită zonă care discută serios și fac un plan de afaceri, fac o cooperativă în sensul ăsta, o să reușească să elimine și intermediari, că câteodată un intermediar poate să fie și bun. Să nu credeți că doar intermediarul are așa un peiorativ, este rău și... Nu, sunt intermediari de care chiar prestează bine, chiar merită acel ban. Unde vreau eu să ajung? Haideți să credem într-adevăr în acest cuvânt, în puterea de a discuta cooperative, fiindcă cei care merg în stânga și în dreapta, traversează Europa, văd câmpuri lucrate, câmpuri mănoase, cum vreți voi să o spuneți, și asfaltate până în pădure. Și asfaltat, exact. Și acolo se vede puterea asociațiilor. Deci și o asociație, să zic, cooperativele dintr-o anumită zonă, dau un exemplu, să zicem, da? Cooperativa fermierilor ecoproducătorilor, să zic așa. Dau un exemplu, hai să visăm un pic, da? Numără 50-100 de persoane. Păi aia când fac un protest sau vor să discute cu ministrul, păi aia sunt puternici și pot să discute, să schimbă niște lucruri. Aici este problema. Și aici cred că este o problemă generală, nu neapărat pe partea asta de fermieri, agricultură. Este la nivel de țară și în alte domenii. Și cred că cumva trebuie să schimbăm bula asta că nu se poate. Ba da, se poate. Da, vorbeați despre călătoriile la țară organizate pentru cei din oraș și eu mă gândesc că forma asta de agroturism poate fi utilă și ca atragere de potențiali clienți care să vă cumpere produsele de acolo, dar și ca formă de turism în sine, ca să știe copiii că laptele nu crește în frigider sau în copac, să vadă unde, pe ce pom crește mărul și tot așa. Deci e o chestie de investit. Dar mă întreb oare cât lumea mai rămas la țară? Pentru că se pare că pe timpul lui Ceaușescu s-a făcut un fel de urbanizare forțată și unor localități li s-a dat nume de oraș, când ele nu au deloc infrastructură pentru oraș. Ce informații aveți? Ce știți despre județul din care proveniți? Cât lume e urbanizată sau are condiții civilizate acasă, indiferent dacă e în sat sau în oraș? Din punctul meu de vedere, foarte puțin. O să iau exemplu satul meu, unde majoritatea tinerilor sunt plecați afară, la căpșuni și alte munci, iar restul bătrânii, care să zicem o medie acolo de peste 80 de ani și, de exemplu, la mine pe stradă sau pe uliță, cum îi zice, suntem decât vreo 3 familii. Cam atât, înțelegeți? Da, este trist, da. Este trist, iar spuneați dumneavoastră mai devreme, vreau să vă spun că la Arad este un fost mare CAP, deci este o asociație extraordinar de mare, care de pe vremea lui Ceaușescu au fost oameni deștepți, n-au închis-o, nu știu cum se numește acum, am văzut-o pe tot așa pe YouTube, nu s-a închis, iar în momentul ăsta, acea asociație merge extraordinar, tracturiștii 2000 de euro pe lună, tracturiștii. Este întâmplare face ca eu să locuiesc o mare parte din viață în Arad și cunosc, este vorba de Comuna Macea, orașul Curtit și domnul inginer, dacă nu mă înșel, Muscă. Întâmplare face ca să... Da, exact. Asta este o dovadă că se poate. El practic a preluat acele CAP-uri, să mă rog, o parte dintre ele, și a reușit să facă un alt tip de agricultură și a ieșit. Are nu știu câte magazine, inclusiv în Timișoara, în Arad sau alte zone și efectiv vinde. Și da, o parte, ca să vedeți unde am ajuns ca în câmpia Aradului, din ceea ce știu cel puțin, era un articol acum 2-3 ani de zile, erau firme maghiare. Eu nu știu, fiindcă aveau utilajele mai bune, mai înaltă, erau mult, mult mai ineficienți în a face agricultură. Și nouă, asta ne lipsește ca
o asemenea cooperativă să fie în stare să acceseze niște fonduri, să cumpere un tractor modern, dau un exemplu, să cumpere poate o hală sau să renoveze una veche, și asta nu se poate face decât într-un cadru organizat, adică cooperativă. Și mai vă dau un exemplu cu domnul, acest domn inginer. Dacă mai țineți minte, au fost acel scandal pe partea de mediu în legătură cu extragerea gazelor de șist. Ei bine, comunitatea locală și acest domn inginer, fiindcă era interesat ca produsele să fie de calitate, să nu se facă aceste exploatări în zona respectivă, fiindcă se auzea că vin tot felul de afaceriști care vor să sondeze tehnic terenul, a protestat alături de civici de la acea vreme, tocmai ca să transmită un mesaj politicienul că aceste tipuri de exploatări să nu se facă. Deci, acel domn inginer a înțeles că dacă nu mă implic pe partea aceasta, atunci afacerea mea are de pierdut. Dar nu este vorba de afacerea lui, ci era vorba de mii de oameni care sunt implicați, angajați, de tractoriști. Exact, de comunitate. Practic, dacă se dădeau unde verde la acele extrageri, practic, produsele lui pierdeau din valoare într-un mod instant. Ca să nu creadă domnul Stoian că am uitat de el, îl informez că ne întreabă oamenii ce face, cum lucrează la industria lemnului, și o întrebare pentru hobby-ul lui de la Dimitri Capriș: a sedit vreo poieniță de salcâmi, ajută albinele pe care le întreține? Sigur că da. Industria lemnului reprezintă jobul de zi cu zi, mai exact partea de vânzări. Lucrez pentru o firmă austriacă care comercializează tot felul de produse din lemn și semifabricate și așa mai departe. Asta e răspuns. Ce altceva aș mai putea spune? Întrebarea zicea, era mai... Zicea ministrul mediului că toate tăierile sunt oficiale, legale, și foarte rar, doar ca excepție, se taie ilegal, iar premierul în genere pretinde că buștenii pe care îi vedeți vin din Occident, nu pleacă spre Occident. Da, asta este o chestie pe care cu toții o știm și o vedem și o cunoaștem. Este foarte clar că așa se întâmplă, se taie ilegal și se achiziționează de către mari procesatori cherestea cu siguranță fără documente justificative. Nu sunt într-atât de aproape încât să știu ce se întâmplă. Eu reprezint doar partea de vânzări a unei companii care comercializează, printre altele, și cherestea. Dar recent, mă rog, guvernarea... poate e pompos spus, industria lemnului, în vânzări. Recent, guvernarea se pare că a modificat legea și a interzis exportul de bușteni, se pare, nu? Și acum de la dar anul. O să... De la anul. Abia de la anul. Oricum, da, ce deci, părere aveți despre... Fiți ce aici în șmecheria. Da. Ce măsură electorală au făcut? Interzicem buștenii, da? La, mental, la oameni asta le se imprimă. Că gata, se taie. Nu. Este fals. Cum a spus și colegul, de-abia de la anul, timp în care acel sistem de monitorizare, trasabilitate, sumal, nu este implementat, tăierile merg bine mersi în continuare, măsuri legislative care să oprească aceste tăieri nu sunt, garnituri întregi, coloane întregi de autotrenuri bine mersi pleacă mai departe către abatoarele de păduri, deci totul este doar cu știința de autorităților. Imagine. Cu știința autorităților. Asta bine este mersi, problema. Exact. Asta este problema. Ce să mai discutăm? Că austriecii, că ungurii, exact, că elvețienii, cu știința autorităților. Dacă exact de mâine lucrurile s-ar schimba, din punct de vedere electronic s-ar implementa digitalizarea în toate instituțiile statului. Eu ieri a trebuit să fac o notificare către autoritățile locale că mă aflu în câmp cu albinele să
poată să mă informeze dacă în zonă se fac stropiri pe culturi care mi-ar putea afecta albinele, și a trebuit să o rog pe o doamnă de acolo să-mi completeze ea, că nu știu ce, nu poate fi nici măcar un singur formular editabil care să ți-l poată oferi autoritatea statului, și anume APIA, pe care tu să-l trimiți să-l completezi pur și simplu pe laptop și să-l trimiți către... Nu există așa ceva. Deci suntem cu ani lumină în urma altor țări civilizate. Este foarte simplu. Dacă dorim să schimbăm lucrurile, putem. Peste tot este o mare mâncătorie, o mare, bandițenie și așa mai departe. Lucrurile trebuie văzute foarte simplu. Ce putem face ca să simplificăm totul? Digitalizare. Digitalizăm tot. Și atunci lucrurile o să se schimbe radical. Cu ce putem să ajutăm? Am fost în Elveția și erau asfaltate până la marginea pădurii câmpurile. Câmpurile, atenție, nu străzile prin sate. Oare apicultorii de acolo se suie frumos în camion, se duc până la pădure, se întorc? Eu trebuie să urmăresc foarte atent prognoza meteo, că am rămas înnămolit de multe ori pe câmpuri și a trebuit să mă tragă tractoare. Și așa mai departe, străzile. Am acum o lună sau două am făcut, mă întorceam de la București, mi-am rupt mașina și a trebuit să chem poliția să fac o plângere pentru o groapă. Oare dacă, ca și mine, ar mai fi fost încă 10 care ar fi făcut aceeași plângere, oare groapa respectivă s-ar fi astupat a treia zi? După 3 luni am trecut pe acolo, este groapa tot acolo, fără marcaj, fără... Despre asta este vorba, despre a vedea lucrurile și a le simți și a dori să fie altfel, pentru că se poate. Deci avem exemple în țara noastră, localități unde primarii au făcut totul să se învârtă după soare, nemaipomenit, extraordinar. Se poate, lucrurile se pot face prin consultanță pe fonduri europene. Dar pentru prin cazul acela prin... cu incidentul, scuză-mă, cu distrugerea mașinii, ați chemat poliția ca să vă fie martor sau ca să-i adresați plângerea? Am chemat poliția să fac plângerea către poliție, că așa se face, n-ai către cine să faci plângere. L-am chemat să constate că mi s-a strâmbat janta și mi-am pierdut capacul. Am făcut plângerea și mi-au și răspuns, mi-au trimis răspuns după 2 luni acasă, chiar în timpul pandemiei. Dar groapa era tot acolo, a fost tot acolo în toată această perioadă. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Și exemplele pot continua. Suntem donatori de sânge. Eu sunt donator de sânge dintotdeauna. Este o mare mizerie ce se întâmplă acolo. Donatorii de sânge, după părerea mea, ar trebui să fie ca faraonii cu frunze așteptați acolo și să li se facă un pic de răcoare, așa, dacă ia cu căldură. Lucrurile nu se întâmplă, lucrurile se pot schimba dacă vrem, dacă ne adunăm mai mulți care să vedem ce nu e în regulă și cum ar trebui să fie, sunt convins că putem să schimbăm lucrurile peste tot, în toate domeniile. Dacă eu în domeniul apicol pot să vă dau 15 exemple de instituții cu care eu trebuie să am tangență în fiecare an, cu doctorul veterinar, cu tangențe de fațadă, că toată munca o fac eu, chiar și cu alergatul ăsta pe la primărie. Dacă eu sunt în câmp aici, cu ce mă duc la primărie dacă nu funcționează un mail, o chestie electronică, o aplicație? Toate sunt făcute să plimb niște hârtii de la unii la alții până la ceilalți și așa mai departe, se întoarce hârtia
și du-o mai departe la ceilalți. Deci lucrurile clar se pot schimba dacă vrem. Asta ne căutăm, Oleg, ne căutăm colegi la Craiova care să înțeleagă că lucrurile se pot face și altfel. Dacă vom fi reușit să ne strângem câțiva, nu, nici nu trebuie să fim foarte mulți, este foarte clar. Dacă ne strângem câțiva oameni de calitate, nu trebuie să fie, nu știu ce, doctor, docenți în științe politice, e clar și lucrul ăsta. Niște oameni de calitate care înțeleg și vor să schimbe lucrurile, îți garantez că putem să facem lucrurile astea. Atât la nivelul județului Dolj, sunt izvoare în sudul județului, izvoare aproape de Dunăre, ar putea fi ceva ce izvoare termale făcute, ar putea fi făcute niște stațiuni să se învârtă tot după soare și așa mai departe. Deci din lucrurile astea cu care am putea să ieșim în față, dacă nu reușim să ne dăm seama în ceasul al 13-lea că altfel nu se poate, nu e în regulă. Deci asta este. În Doru, toate domeniile pot fi făcute schimbări. Un alt spectator ne dă un exemplu din Bucovina. Doru Rebenciuc spune: deținătorii de pensiuni au marfa din hipermarketuri, dar în reclamă zic că au produse tradiționale, locale. Exact. Sunt necesare și controle ca să nu trișeze, nu? Pot să vă dau un exemplu. Eu l-am pățit. Am fost la Bran cu copilul și soția și nu m-a cazat nimeni la pensiune pentru că doamna administratoră era în supermarket să cumpere mâncare. Și am așteptat o oră să vină doamna cu plasele, cu brânza și i-am zis: doamnă, eu am venit la pensiunea dumneavoastră pentru tradițional, la Bran, o brânză de burduf, niște preparate tradiționale. Nu au avut. Ne aruncau produse din supermarket. Confirm ce a spus domnul. Exact. Haideți că am ajuns la esența problemei. Referitor la ce ar putea face o asemenea cooperativă. Ar putea face cooperativa asta pe parte de zonă, da? Contract cu toate pensiunile respective și ar putea livra aceste produse 100% românești, locale și, bineînțeles, ar toată economia ar deveni mult mai puternică acolo în zonă și s-ar elimina produsele acestea care vin cine știe de unde și care nu toate sunt sănătoase. Deci s-a identificat în cadrul acestei discuții o anumită soluție, dar asta înseamnă că oamenii trebuie să se unească, trebuie să înceapă să se contacteze, să se tragă de mânecă unii pe ceilalți și să spună: bă, domnule, uite, haideți să facem o întâlnire. Profitați de faptul că acum suntem nevoiți să stăm în casă, ne putem organiza și putem face sesiuni video online, niște chat-uri, niște întâlniri. Eu unul vă stau la dispoziție și ceilalți colegi care sunt pe domeniu, mai ales pe fermieri, haideți să facem acest tip de discuții, fiindcă vom reuși numai dacă începem să ne să deschidem gura și să ascultăm și o să avem soluții. Și apropo, eu am postat acum pe Partidul Verde un lucru concret. Rog frumos să completați acel formular care l-am postat și să-l distribuiți, fiindcă este vorba despre salvarea biodiversității și salvarea fermierilor. Mulțumesc! Apropo de petiții și de adresări, se pare că Partidul Verde a distribuit și a aderat la o campanie pan-europeană inițiată de Verzi Europeni pentru salvarea albinelor. Cine poate explica în ce constă petiția asta și care e riscul? Ce li se întâmplă albinele? Sper că nu se referă la 5G, cum vin unii troli disperați să ne sperie că 5G aduce COVID sau omoară albinele. Eu nu sunt apicultor, dar am susținut această campanie și o să rog eventual pe Mihai, că el este apicultor, să ne explice mult mai tehnic ce înseamnă salvarea fermierilor și a albinelor.
Este vorba de petiția la nivel european despre salvarea fermierilor și albinelor, care presupune interzicerea, cumulat cu o serie de măsuri bazate pe cercetare de a se găsi variante alternative de interzicere a pesticidelor sintetice, propriu-zis, și organismelor modificate genetic. Există o grămadă de lanuri de floarea soarelui cu semințe modificate. Eu nu cred că mai există semințe autohtone la noi în țară, sau poate au rămas pe la frobăbuță pe undeva printr-un sătuc. Totul este modificat genetic, toate semințele astea pe care le folosesc fermierii și tratate până în măduvă, astfel încât ele elimină o grămadă de substanțe nocive albinelor. Drept dovadă, există mari probleme cu albinele. Dacă lumea crede că apicultorii bat câmpii, eu sunt dovada vie că nu este așa. Am avut peste 35% mortalitate peste iarnă, ceea ce este ceva ieșit din comun, un procent extraordinar de mare, din cauza a tot ceea ce se întâmplă în mediu. Dacă floarea soarelui este tratată și para tratată, rapița este tratată și așa mai departe, până și în momentul în care mergem la culturi, să zic, e mult spus culturi, la soiuri de salcâm sau de tei, și acolo apar probleme cu stropirile de țânțari câteodată. Deci, după ce scăpăm de fermierii cu toate pesticidele lor și toate aceste chimicale pe care le bagă în lanurile de floarea soarelui, de rapiță și așa mai departe, chiar și în zonele de pădure apar stropiri cu insecticide împotriva țânțarilor, care automat, fiind insecticide, atacă și albinele. Și toate aceste substanțe, poate chiar dacă nu acționează imediat asupra albinei, peste iarnă, asta se poate demonstra prin analiza mierii, peste iarnă rămân diverse reziduri în miere pe care albina o mănâncă pe timpul iernii, și de aici și o mortalitate mai mare. Bunicul meu acum mulți ani s-a apucat în 62 de apicultură, tata încă mă ajută pe mine și eu sunt a treia generație. Bunicul meu cu câțiva stupi făcea o grămadă de miere fără bătaie de cap și nu avea atâtea probleme cu albinele, nu numai cu, din punct de vedere al mortalității, ci a situațiilor de care apar în interiorul stupului. Reginele încep să se comporte ciudat, deci sunt o grămadă de chestii dubioase care se întâmplă și cu siguranță lucrurile astea pot fi demonstrate de niște specialiști, că nu sunt chiar de aici dincolo, și că se trag cu adevărat din tot ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Toți dau cu erbicide, toți dau cu pesticide, toți dau în toate părțile. Suntem, să zic, peste tot, în toate. Eu am să te completez, Mihai. Eu cred că soluția ar fi următoarea, ca toate cele produse care sunt, unde se utilizează aceste tipuri de substanțe nocive. Și apropo, guvernul PNL acum 2-3 luni de zile a aprobat două substanțe nocive și le-a fost refuzat, nu? Nu, din câte știu eu, a mers documentul mai departe. Ce vreau eu să spun la trebuie asta? Albinele sunt un polinizator natural. Așa este. Se taie pădurile,
vine o secetă. Deci sunt și alte cauze care fac aceste albinuțe să... și nu este vorba doar de albinuțe. Nu este vorba, e vorba de viață în general. De viață în general și ca atare suntem nevoiți să cumpărăm produse temice de ce calitate, produse mai scumpe. Noi cumva trebuie să propunem, noi ca și Verzi, să dea Dumnezeu să intrăm în consilii și la Parlament, astfel încât aceste legi să fie automat schimbate. Și mă bucur că Partidul Verde este unicul partid din România care este parte acestei campanii inițiate de către societatea civilă europeană și unde avem nevoie să strângem undeva la 25.000 de semnături, din ce cunosc eu până acum sunt undeva la 18.000. Așadar, dați-vă rog frumos mai departe această petiție care am pus-o aici în comenturi și distribuiți-o la cât mai multă lume posibil să salvăm una la mână și biodiversitatea și să salvăm și fermierii, adică să avem mâncare românească sănătoasă la noi pe masă și la pensiuni și în magazine. Mulțumesc. Gabi, dar ce se întâmplă dacă se adună 25.000? De ce e scopul de 25.000? Scopul este ca să se adune 1.000.000 de semnături. De fapt, dar există la un nivelul Uniunii. La un nivelul Uniunii și România are această cotă de 24-25.000 de semnături, cel puțin. Și această petiție trebuie să fie semnată până în septembrie în acest an, fiindcă ea a început anul trecut, deci pe o durată de un an de zile și poate semna oricine care are cetățenie sau este rezident în Uniunea Europeană. Deci dacă ai document al Uniunii Europene, poți să semnezi, indiferent că ești în Italia, Spania, Republica Moldova, mai ales dacă ai pașaport și documente românești, o poți semna. M-ai speriat cu 25.000 și după aceea te-am întrebat de ce scopul de 25.000 și tu m-ai speriat și mai tare cu milionul. Da, da, da. Ca să ce? Da, ca da. Să ce un milion? Ca să se, simplu, să se interzică o serie de substanțe care sunt nocive în agricultură și care elimină acest polinizatori natural. Deci asta dacă obține răspuns. 1.000.000 de semnături, intră în atenția Parlamentului sau a Comisiei, probabil. Intră în atenția, intră în procesul legislativ al Parlamentului European și ca atare există mari șanse că aceste substanțe nocive să nu mai poată fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene. Bun, dar omul de rând se întreabă, iată și eu vara trecută am pedalat până la Dunăre, după aceea până la Olt și m-au mâncat îngrozitor țânțarii. Admitem că la țară ești obișnuit, știi să te protejezi, dar ce să fac oamenii în oraș, că nu pot deschide geamul pentru că le intră țânțari? Ce să facem? Nici produse modificate genetic nu vreți, nici spray-uri contra țânțarilor, păi ce facem? Rămânem ca în antichitate, da, să trăim 40 de ani pentru că ne-a mâncat ciuma sau ce se mai transmite prin țânțari? Nu, îți răspund eu dacă îmi permiți, Oleg. Da, da, sigur, sigur, sigur. Este vorba de o inițiativă care prevede cumulat până în 2035 găsirea de soluții alternative. Nu ți imagina că o să năvălească țânțarii peste noi. Nu, probabil că, nu știu dacă e cel mai bun exemplu cu țânțarii, vorbim de pesticide. Se vor folosi niște pesticide care să nu mai fie... să fie cu probleme pentru albine și pentru natură și așa mai departe. Și pe vremuri se folosea zeama de urzică și se stropeau pomii și nu era nicio problemă. Deci la modul ăsta cu siguranță există posibilități de găsirea unor soluții. Exact ce povesteam mai devreme, dacă se vrea, se poate, dar sunt interese și aici, este o industrie de milioane, de miliarde de euro și așa mai departe, ca în toate afacerile mari. Despre asta este vorba. Dacă vrem, putem. Noi strângem semnături, vrem să ajungă inițiativa, cel puțin din partea noastră, cu cel puțin numărul alocat, dacă nu peste, eu în fiecare zi și astăzi
care l-am prins pe aici pe drum, l-am pus să semneze adeziunea. Adeziunea se poate semna fizic pe hârtie sau în format electronic direct pe site-ul www.partiduverde.ro. Deci... Colegul nostru Eugen Trif din Germania comentează tot la tema asta. Eu sunt în Germania, cunosc doi apicultori, unul fiind un prieten, dar ei nu au mortalitate peste iarnă, iar fermierii îi cheamă sau sunt entuziaști când aud că merg cu albinele pe terenurile lor. În momentul când ai albine în câmp, recolta crește cu până la 25%. Asta ar trebui să înțeleagă și cultivatorul de teren. Exact. Da, și ca să vedeți exemplu, da, să vedeți exemplu de mobilizare, dacă nu mă șel, Germania a reușit să strângă cota de semnături potrivit acestei petiții cetățenești europene. Deci, ca să vedeți ce înseamnă, cum înțeleg ei importanța acestei mici insecte, să zic așa. Fiindcă nu este vorba de albine, este vorba de o întreagă industrie, de bani la buget, de locuri de muncă, de hrană sănătoasă. De fapt, despre asta este vorba. Este vorba de viață. Stimați domni, avem o oră de când vorbim. Vă propun să veniți cu niște concluzii după discuția asta sau să ne relatați ceea ce n-am știut că sunteți pregătiți și vă interesează. După care o să încheiem ca să nu obosim publicul nostru și să mai aveți cuvinte și pentru o eventuală întâlnire ulterioară. Cine începe? Da. Eu zic, mereu mă tem că o să înceapă tu strei odată. Da. Fiindcă eu sunt de 2-3 ori pe săptămână în emisiune, mi-aș dori ca să încheie unul dintre invitații noi noștri și să încep eu sfârșitul acestei emisiuni. Dragilor, dacă nu ne implicăm, nu vom rezolva absolut nimic. Știu că este greu, dar asta greu este peste tot. Și atunci nu putem face decât să căutăm soluții alternative de a ne implica. Avem telefoane, avem internet, avem voință și cred că aici este cheia. Dacă avem voință, putem să schimbăm multe, multe lucruri, de la ce doriți dumneavoastră. Dar asta înseamnă, dacă există acest partid verde, haideți alături de noi, distribuiți materialele lui, veniți în emisiune, veniți alături de Florin Călinescu și haideți să schimbăm lucrurile. Fiindcă numai dacă acționăm civic și mai nou și politic alături de diversi, doar așa vom putea să schimbăm lucrurile. Corect. Mulțumim. Văd că da. Colegii din Dolj sunt de acord cu Gabi și n-au nimic de adăugat. Ba da. Singurul lucru, dacă se poate, dacă mai este timp o secundă. Sigur, nu ne grăbim nicăieri. Am citit printre rânduri, așa, adică m-am uitat la câteva mesaje, nu m-am uitat chiar la toate și am văzut pe cineva care comenta, nu-i țin minte numele, îl salut cu respect și comenta ceva de genul, păi aveți numai idei și ăia de la Bruxelles sunt șefi, vin peste noi sau nu știu ce. Haideți să lăsăm puțin Bruxelles-ul la o parte, pentru că dacă ne unim la nivel de asociere mici, ne începem să ne facem treaba, nu cred că Bruxelles-ul vine peste noi ca să ne spună nu știu ce. Atâta vreme cât ne unim, iar vis-a-vis de Partidul Verde, aș vrea să completez, adică aș vrea să spun exact cum și domnul Florin Călinescu a zis, noi trebuie să fim slugile poporului și nu e un cuvânt mare, au început să batjocorească cuvintele ca patriotism, noi suntem slugile poporului sau ceva, tocmai ca lumea să ne ia în râs. Eu personal, dacă este să mergem înainte, eu personal mă oblig să fiu sluga poporului, fără nicio problemă și patriotismul meu, cred că până acum l-am cam arătat la nivel de familie, de prieteni, de comunitate. De aici încolo, ce să zic, să ne vedem și să facem lucruri cât mai mărețe pentru țară, nu pentru noi. Bravo, bravo. Ok, mulțumesc tuturor pentru participare. Vă dau și noi mulțumim și noi. Mulțumim. În seriile cu ocaziile următoare sunt Oleg Brega și vă invit în fiecare seară de la ora
7 să discutăm cu membrii simpatizanți ai Partidului Verde din România, să creăm o undă verde de opinii ecologiste, de drepturile omului, de stat de drept, să aducem o schimbare în viața politică. La revedere! Seară bună! La revedere.